V-ar plăcea să călătoriți într-un astfel de zi? Da, ar fi ideal. Așa arată... În afară, nu la noi. It's modern, I mean. It's something that you saw here in Romania? Right now, no. Ai plătit și mai mult? Da, da, aș fi dispusă să dau un preț mai mare pentru asemenea condiții. Scaune rabatabile, precum cele din avion, display-uri interioare și exterioare, de pe care călătorii pot afla informații cu privire la cât mai durează călătoria, sau sisteme de tip SOS, prin care pasagerii pot lua legătura cu mecanicul locomotivei în caz de urgență. De aceste condiții vor avea parte românii care vor călători cu trenul. Nu toți însă, pentru că numai 5 vagoane și 2 locomotive sunt norocoase. 14 iunie va fi prima cursă București-Constanța. Aceste vagoane și locomotive au fost făcute din venituri proprii. Au foarte multe proiecte în derulare de modernizare, de exemplu, încă 7 contracte, aproape 1 miliard de euro. Modernizarea la standarde europene a costat 500.000 de euro de bucată. Avem 139 de vagoane în fabricile de vagoane, care vor fi modernizate în 2 ani, conform programului PNRR, și avem 55 de locomotive. Financiar, noi să zicem că banii de investiții i-am găsit, avem două variante de investiții, din amortizment sau din profit, noi avem profit. Locomotivele modernizate pot atinge 200 de km la oră, dacă ar avea și unde. De pe șinele de la noi din țară, viteza medie a trenurilor de călători este de 45 de km pe oră, iar micile tronsoane de cale ferată care se modernizează sunt precum o picătură în ocean. Cel mai recent exemplu este linia directă care leagă București-Giurgiu, dată în folosință chiar în acest weekend. Călătoria, care oricum durează de 2 ori mai mult decât dacă am fi mers cu mașina, s-a prelungit cu 50 de minute. Viteza maximă care se merge ca trenuri de călători, bineînțeles, în România este 160 de km pe oră. Pe anumite porțiuni de pe magistrala București-Constanța, mai ating trenurile 160 de Simeria Sighișoara, ambele trebuie făcute, și infrastructură și material rulant în același timp. Nu poți să lași infrastructura deoparte și să cumperi trenuri, pentru că o să mergi cu trenurile noi, ghilimelele de ridicare, prin grop și buruieni. Trenurile din România ajung în gări cu ani întârziere. Ultima raportare pe această temă arată că în 2023 trenurile au întârziat cumulat peste 8 ani, aproape dublu comparativ cu anul 2020. Autoritățile nu sunt străine de aceste lucruri și vin cu promisiuni că într-o bună zi vom călători cu trenul la standarde europene.